Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi și stimați abonați ai canalului Nicu Bendea. Mulțumesc că și în această dimineață ați răspuns clopoțelului, da? Sper că v-ați abonat toți. Nu sunteți numai de ăștia pasageri. Hai să mă uitați la ce face Bendea, că mâine nu mă interesează, da? Noi avem treabă. De luni până vineri aici dezbatem. De la orele 10 dezbatem problemele arzătoare la ordinea zilei. Chiar dacă sunt minus 6 grade afară, coafura rezistă, a? M-am aranjat, m-am dichisit, vorba românului, sunt pus la rând, pus la rând. Așadar, mulțumesc că veniți pe canal de fiecare dată și sâmbătea pe la 11 mai punem câte ceva din retrospectivele vechi. Cafea este. Este de la fratele nostru Edi de pe Londra. Vă aștept în continuare pe buymeacoffee.com/nicubendea pentru alte cafele. Merge o cafea dimineața. Sunteți bine, sănătoși? Aveți grijă. Aveți grijă că numai beteac să nu fii. De-aia vorba românească spune că e mai bine sănătos decât să fii bolnav. Ați văzut imagine, sigur le-ați văzut imaginile horror desprinse parcă din anii 50 sau și mai rău din Spitalul Județean din Reșița. Le-ați văzut? Nu știi ce te apucă prima dată. Te apucă plânsul, te apucă teama, te apucă revolta. Nu știi, e un ghemotoc de sentimente contradictorii. Dar îți vine să-ți mungi părul din cap și să zici, mă, în 2020, acum când totul e pe internet, când totul e virtual, să mai vezi asemenea hal de spital și bolnavii săraci. Au lucrat o viață întreagă. Au cotizat la sănătate o viață întreagă și zăceau dezbrăcați în pielea goală pe coridoare. Înțeleg, nu s-au mai făcut modernizări la spital, dar factorul uman? Nu erau acolo asistentele, infirmierele, ce păzeau? Mă, nu te lasă sufletul, n-ai să-i dai la un medicament, n-ai să-i dai o saltea nouă, dar te lasă sufletul dacă ești om și nu ești câine. Câine de om, nu mă refer la animal, te lasă sufletul să lași un om, un seamăn de-al tău, să-l lași acolo să zacă pe betoane. Aici avem de lucrat. A fost pe 1 decembrie unirea, ne-am pus tricolorul în piept, noi suntem români, noi suntem... Ce suntem, mă? Ce suntem, mă? Când îl vezi pomul de lângă tine că zace în mizerie, să nu-i dai o mână de ajutor, cât de cât, ești angajat acolo. Bineînțeles, s-au dat amenzi și începe o anchetă. Rușina, pasanda. A început o anchetă. Țara anchetelor în curs de desfășurare. Atâta anchetăm până uită că românul are și memorie scurtă. Dar zicea un mare gânditor, cine uită, nu merită. Dar o cafea merităm cu toții, să rămână bună dimineața. În timpul ăsta, Ludovic Orban, jovial, pe la ce televiziune apare, zice, vă dau cuvântul meu că nu va fi lockdown după alegeri. Cine e curios de cuvântul tău, mă? Păi zice, e greu să te angajezi în ziua de azi. Eu însumi am depus 70 de CV-uri până m-am angajat. Am dat 30 de concursuri ca să mă angajez și numai la al 30-lea am fost angajat. Bă, de competent ce erai și ce ești? Vă dați seama? Ăsta e premierul țării, da? A încercat de 29 de ori. De 29 de ori a fost refuzat. Politica. Politica. În politică nu-ți trebuie competențe. Dacă s-o da pe lângă cine trebuie, gargară, lipit afișe, ha-ha. Premierul României. Încă 4 ani de pace politică cu Orban premier. Du-te, mă. Du-te, mă, de aici cu CV-urile tale. Și că mă te respingeau la concursurile astea, la angajări, că n-aveam carnet. Păi normal, mă, că măcar atâta să n-ai carnet. Că dacă le combinai, ce te mai amendau? Iar Werner Iohannis deschide piețele în acest weekend. L-ați văzut cu pălărie, cu mască, cu pălărie și în spate o placă de aia, de un indicator rutier. A fost ieri Iohannis prin Bacău să inaugureze ceva drum cu pretenții de autostradă. E, ce vă mai place să ieșiți în față? Du-te la un spital. Mergi într-un spital. Nu la unul nou, făcut acum, recent de voi, că ați avut vreme, s-au renovat. Du-te într-un spital, fă o conferință de presă pe coridorile unui spital. Du-te la Reșița, asumă-ți asta. Vorbește de la etajul 2, de la județeanul din Reșița. Ai tupeu. Să se vadă realizările, domnule. Că nu-i tot timpul greu a moștenire. Că bani sunt,
prioritățile le avem, numai nu se pot pune cap la cap. Deschid piețele. Pentru voi, dragi piețari, asta suntem noi, o țară de piețari, mă. Nu, că eu zic, doamna Carmen Iohane, zice, bă, nu mai am pătrunjel, nu mai are pătrunjel nici socra lui Nicu Bendea, deschide piața, că îți dau mărar. Pătrunjel sau pastărnac? This is the question. Acum să mai trecem la subiecte mai așa mai, da? Prințul Nicolae, știți, bă, prințul Nicolae, nepotul favorit al regelui Mihai fie iertat, a devenit tătic, are o fetiță, pozele au ajuns deja și prin presa din străinătate, dar nu, să le trăiască, e bucurie mare. De fapt, singura bucurie mare și singurul sens al vieții până la urmă să îți vină un copil pe nume, o fetiță frumoasă. Dar m-am uitat atent la poză și el zâmbea, nu, ca orice tată fericit, nu știe ce l-așteaptă. Și am văzut că avea pe dinți, cum îi zice de aia, bracelet. Coroniță pe dinți, știți? Eu oricum nu mai înțeleg asta. Băi, trecut de 40 de ani, bine că mai ai dinți în gulă, că mai stă unul așa, ca unul așa, ca unul așa. Să n-ai numai un fil, deci. În rest, da. Și avea o coroniță așa pe dinte. Și m-am gândit, măi, ironia asta a sorții, știi? El, dita mai prințul, urmaș princiar din os regal, știi? Nu s-a înțeles cu mătușii sa Margarita și nici cu untii sau cu Duda și în loc să aibă el o coroniță pe cap de rege, are o coroniță pe dinți. Ironia sorții, măcar atâta. Prince Charles, ăla săracul, n-are nici pe dinți, nici n-are nimic. Ăla vine săracul la viscri, bea 3 zile, plânge și după aia merge și se ceartă cu masa. Asta e. Bem o cafea bună. buymeacoffee.com/nicubendea să mai bem până putem. De la 1 ianuarie, val de scumpiri. Să anunțe val de scumpiri, domnule. Benzina, carburanții, bagă iar acciz. Oh, nu știu. Nu pot circula mașinile fără accizele astea. Cafea, nu, cafea încă nu, dar țigările. Țigările și benzina se scumpesc de la 1 decembrie. Da? Păi nici nu te mai poți duce cu mașina, că nu e stres. Atunci, după ce mai fac drumuri dacă ne scumpesc benzina? Ce ziceți, ce facem la Europeanul de handbal? Începe de azi, lotul ne este decimat de COVID. Nu știu ce e. Și antrenorul nu poate să facă antrenamente cu echipa că sunt în carantină. La handbal tot timp așa ne entuziasmăm în grupe, rezultate grozave. Chiar bat favoritele, bat al noastre, bat favoritele. Trecem și în grupa principală și după aia prinde numai locul 7-8. Că e european, că e mondial. Bun! În contextul în care în sport noi nu mai contăm mondial de mult în jocurile de echipă. Dar e așa... Ca situația din țară, știi, te ambalezi la început, te bucuri, e și la sfârșit, Da, ziua domnului Mărmureanu azi, marele seismolog. Știți, când se întâmplă un mic cutremur în zona tectonică Vrancea, imediat îi sună domnul Mărmureanu și spune pe telefon că ne așteaptă un cutremur mare. Nu, astăzi va fi cutremurat și el, de câte felicitări primește, că de, e ziua lui. Păi, să trăiască la mulți ani și toți aniversații zilei, să trăim și să trăiți. Mai ales voi cei care intrați aici pe canal, mare grijă. Mare grijă, frig afară, stresul sărbătorilor, imediat se apropie, uite că astăzi e 3. Vă dați seama? E 3, așa e? Peste 3 săptămâni ajunul Crăciunului. Nu merea anul ăsta la colindat. Îl punem pe hrușcă, pe fuego, de ce nu? Și la asta cu fuego m-am tot gândit că băsesc că o plâns la fuego. O plâns că el nu mai poate merge în Basarabia că i-o luat ăștia cetățenia. Da, da, acum a ieșit președintă Maia Sandu, o domnișoară frumușică și mai ales singurică. Și de-aia plânge Băsescu, că nu poate să ajungă să o consoleze el pe Maia Sandu. A? E o deducție logică sau... Că scria cineva că am zis că plânge că nu mai merge la crama de la Milești Timiș, zice, dar să vezi când ajunge în Cricova. Ci că acolo... N-am fost, aș vrea să ajung, e o pivniță așa de mare că în subteran circulă mașinile pe acolo. Îți dai seama să intre Băsescu pe la butoaie și să iasă înapoi ca un buldozer. Alte vremuri. buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc. -6 grade, coafura rezistă. Și mâine, vineri. Mâine stăm un pic de vorbă despre cum a fost campania și... Ce facem cu votul? 2 zile ne mai despart și iară ne punem
ștampila și 4 ani ne plângem în pumn. Dar dacă intrați pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea, niciodată nu veți fi dezamăgiți. Vă aștept la comentarii, scuze de deranj, mulțumesc de urmărire. Yo, 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 yo!